Salut și bine te-am regăsit! Astăzi vorbim despre pantofii sport, mai precis despre nivelul de performanță uluitor la care au ajuns mari producători. Cei mai importanți dintre ei rămân protagoniștii duelului de la distanță întins pe vreo 5 decenii, Adidas și Nike. Concurența este însă un motiv în plus ca noi să fim pretențioși și arii tot mai inovativi, iar asta se traduce prin tehnologie de vârf și marketing la superlativ. Fiecare dintre titanii are câte o linie axată pe design, sport, sport de performanță și așa mai departe. Însă, bătălia cea mai mare se dă pentru sportivii de performanță și mai nou pe artiștii cu influență. Kanye West sau Pharrell sunt primele nume care îmi vin în minte. Cu cât obții o semnătură mai valoroasă, cu atât șansele să faci volume impresionante cresc. Spuneam însă că vorbim despre performanță. Cu talpa pus, Adidas a ridicat ștacheta cam ca Sergei Buca la prăjină acum 25 de ani, la un nivel la care nimeni nu părea să ajungă. Cu React, Nike s-a transformat în René Lavigny, cel care a dobărât recordul lui Buca la vreo două decenii și așteaptă acum verdictul publicului. Să analizăm Boost, talpa Adidas. Începuturile au fost timide. Încălțările care au primit acest model de talpă erau gândite pentru performanță. Când au descoperit cât de comod este pantoful, și cei pasionați de modă, mai ales de zona de streetwear, au început să-l cumpere. Interesant este că mulți tineri nu știu, probabil, că Boost sunt făcuți de Adidas și îl consideră un brand de sine stătător. Boost este un material care transformă talpa într-o pernă amortizantă. BASF au venit cu formula chimică pentru spumă. Compania lucrează cu petrol și gaze, dezvoltă produse chimice, materiale plastice și produse pentru sectorul agricol. Povestea Boost începe cu o minge asemănătoare unui mănunchi de boabe de orez, care e impresionat prin calitățile deosebite pe reprezentanții de la Adidas și se scrie în prezent cu alte modele clasice care au primit același gen de talpă, Superstar, Stan Smith sau Gazelle. Materialul granular solid, cunoscut sub numele de TPU, a fost remodelat și adaptat siluetei unice, care alcătuiește stratul intermediar al tălpii. Cel mai mare avantaj al spumei Boost este randamentul pe care îl oferă. Primești un impuls de energie cu fiecare pas pe care îl faci. De asemenea, în acte, talpa Boost este de până la 3 ori mai rezistentă la temperaturi decât materialul standard AVA, pe care îl folosesc majoritatea producătorilor de încălțări sport. Aflată de ceva vreme în letargie, Nike și-a suflecat mânecile și s-a pus pe treabă. Au venit cu o talpă care, spun ei, va face revoluție, React. Se insistă tot pe randamentul energetic foarte bun, mult mai bun decât în cazul Boost. Ei, cel puțin așa susține Nike. React este la fel un amortizor excelent, care urmează să fie pus în aplicare într-un pantof de alergare. Nike Epic React Flyknit a fost proiectat ca să fie odată respirabil Flyknit, care este tot o inovație Nike, iar apoi tare flexibil. Cu o talpă intermediară nouă, alergătorii vor amortiza mai bine pasul și vor simți progrese și la tracțiune. Cei de la Nike susțin că React ar fi cu 30% mai ușor decât Boost, deci teoretic mai comozi. Îi credem pe cuvânt, pentru că noi nu i-am testat. Mai reține doar că pentru inovație vei plăti mai mult. Așteaptă-te ca prețul unor modele dotate cu React sau Boost să plece de la 150 de euro, cele basic, și să sară bine de tot în combinațiile clasice. Ca post-scriptum, așteptăm să vedem ce aduce pentru Adidas și supermodelul Futurecraft 4D. Cu o tehnologie pe bază de lumină și oxigen, este văzută de publicația Times printre cele mai tari inovații ale lui 2017. Încălțările au ieșit pe piață anul acesta în serie limitată. Asta a fost și episodul de astăzi, ne vedem data viitoare!